CSE Universitatea Craiova are nevoie neapărat de victorie, după ce în primele patru etape a reușit să obțină doar două puncte din remize. În această situație, echipa din Bănie vrea să obțină trei puncte în confruntarea de sâmbătă cu Concordia Chiajna. Ar fi timpul și noi ne dorim acest lucru. Ne-am și pregătit în sensul ăsta și cred că duminică echipa va fi într-o stare și psihică și fizică și tehnic tot, în așa fel încât să ne atingem obiectivul ăsta de 3 puncte. Este neapărat nevoie de acest lucru, pentru că au trecut 4 etape, avem doar 2 puncte și este o situație care ne mulțumește. Știm că este un meci împotriva unei echipe care are tot așa foarte puține puncte și ei vin montați pentru a nu pierde. Cârțu nu consideră că are nicio vină pentru eșecurile echipei din primele 4 etape și spune că a făcut tot ce era posibil pentru a-și ajuta echipa. Să mă culpabilizez că scapă portarul Mingea, că ratează X, că ratează Y. N-am niciun fel de vină nici în situația nici conducerea tehnică în situația în care se află echipa la momentul ăsta. Deci, sub nicio formă, nu mi-asum niciun fel de vină. Alexandru Mateiu își dorește ca echipa să iasă din pasa proastă și să înceapă să marcheze. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte. Sper din 3 jocuri să facem 9 puncte. Și sunt sigur că vom face, că jucăm foarte bine. Dacă continuăm pe aceeași linie, sunt sigur că vom bate toate meciurile. Partida cu Concordia Chiajna va avea loc sâmbătă de la ora 18:30 pe stadionul extensiv din Craiova. Handbalistele de la SCM Craiova vor participa la ediția 10 a memorialului Tiberiu Rusu de la Cluj, programat în perioada 6-8 august în sala Horia Demian. Gazdele Universitatea Alexandrion Cluj au invitat următoarele formații în cadrul turneului: CSM Bistrița, HCM Râmnicu Vâlcea, Corona Brașov, SCM Craiova. Cum decurge pregătirea? Până acum foarte bine, am avut o pregătire fizică foarte, foarte grea, cu intensitate maximă, normal este perioada de acumulare. O să avem primul meci acum la turneu, primul meci de pregătire, unde încercăm să integrăm foarte bine jucătoarele noi venite în echipă, mai ales și cele străine, care e un pic mai greu cu limba, și sper să reușim. Vineri și sâmbătă avem turneul, primul meci îl jucăm cu Bistrița la ora 11:15, al doilea meci cu Brașovul la 17:15 și al treilea îl jucăm sâmbătă cu Râmnicu Vâlcea la 21:30. Miercuri vom avea aici un meci cu CSM București la ora 5, pe 12. După aceea o să mergem, plecăm iarăși joi la turneu la Baia Mare și o să avem un turneu acasă cu Craiova. Antrenoarea handbalistelor din Bănie mai vrea încă o jucătoare pentru echipă. Deocamdată portarul a venit, Diana Petrescu este de la Constanța. Rămâne de văzut pentru o jucătoare la linia de 9 metri, încă nu am găsit ceea ce ne trebuia. Până acum antrenamentele decurg foarte bine, iar fetele sunt foarte receptive la sfaturile Simonei Gogârlă. Răspund foarte bine la antrenament, se antrenează, lucrează cu zâmbetul pe buze, chiar dacă uneori apare oboseară, apar unele dureri, tot timpul le spun să încerce să treacă peste ceea ce simt și ne recuperăm în momentul când avem timp. Cum v-ați acomodat dumneavoastră în Craiova? Mă acomodez foarte repede, în momentul când lucrez cu oamenii cărora le plac ceea ce fac și mie îmi place foarte mult, nu am nicio problemă din acest punct de vedere, pentru că am fost plecată foarte mult timp afară și mă acomodez. Și chiar mă înțeleg foarte bine cu toți oamenii de aici. Liga Națională de Handbal Feminin va debuta pe 29 august, iar SCM Craiova va întâlni în runda inaugurală pe Dunărea Brăila, în deplasare.